vedere, cetățenii județului și municipiului Brașov ne-au acordat o încredere poate chiar mai mare decât ne așteptam și pentru acest lucru le mulțumim din tot sufletul. O să dovedim de-a lungul timpului că activitatea noastră va fi îndreptată către cetățeni, către proiectele de dezvoltare ale județului și municipiului și niciun caz pentru noi ca persoane sau nici măcar pentru noi ca formațiune politică. Am venit în fața cetățenilor cu un program bun, articulat, având accente spre zona de ecologie și spre dezvoltare durabilă și ne vom ține de cuvânt și ca atare așa vom proceda. Ați spus în conferința de presă că veți avea în vedere proiectele și programele partidelor și mai puțin oamenii. Cei care au mai fost în conducere ar fi bine să mai stea deoparte. Da, e adevărat, ceea ce am afirmat și susțin lucrul ăsta, contează foarte mult modul în care partidele mari și partidele în general, numai cele mari, gândesc dezvoltarea comunității în continuare și acest lucru va fi primordial în abordarea ulterioară a oricărei formule de colaborare. Este foarte important ca partidele mari, cele care doresc să aibă funcții la nivel de conducere a județului și municipiului, să vină cu alți oameni decât cei care au fost până acum. Pentru că am văzut modul în care au funcționat lucrurile și la nivelul Consiliului Județean, chiar și la nivel de municipiu, chiar dacă cetățenii într-o mare majoritate au votat actualul primar, asta nu înseamnă că lucrurile au mers chiar în direcția cea mai potrivită. Și aici spun categoric că sunt corecturi de făcut, sunt lucruri care trebuie luate în calcul, pentru că dezvoltarea municipiului și a județului trebuie să aibă un alt fundament. Nu numai asfalt și giratoriu și panseluțe, trebuie să gândim o dezvoltare durabilă, având la bază inclusiv atragerea de investiții, inclusiv crearea locurilor de muncă, inclusiv activitatea și actul cultural și câte alte lucruri care le mai putem discuta. Venind discuția de oameni, nu neg faptul că am avut discuții cu partidele mici sau încercăm cu partidele mici să găsim o platformă comună de lucru, de abordare în comun a unui program care să însemne un cumul a programelor fiecăruia dintre noi, în așa fel încât în comun să putem să avem o voce mai puternică. Ați discutat și cu domnul Scripcaru astăzi. Am discutat și cu domnul Scripcaru astăzi, întâmplător dânsul a trecut pe la sediu, așa cum ați observat, pe la sediu nostru. E normal ca să discutăm, dânsul vine ca să-și susțină proiectele proprii, e și normal să fie așa. Încearcă, pe de altă parte, să găsească și susținerea din rândul aleșilor locali, iarăși e normal. Sigur, a fost o discuție, nu suntem în niciun fel contrari, din contră am spus că noi vom susține, indiferent de poziția în care ne vom afla, proiectele bune pentru dezvoltarea județului. Dacă dânsul consideră că putem discuta spre o abordare în comun a proiectelor și nu neapărat a oamenilor noștri, în niciun caz a oamenilor noștri, putem să o facem cu dragă inima. Ați afirmat că nu veți colabora cu domnul Veștea Adrian și domnul Veștea Mihai. Nu, n-am afirmat că nu vom colabora, am afirmat că din punctul nostru de vedere nu va avea susținerea noastră pentru alegerea funcțiilor la nivel de județ. Și așa vom face, pentru că din punctul meu de vedere, doi oameni care susțin în continuare un primar ales, cei drept condamnat în chiar dacă este în prima instanță, nu dă garanția că sunt niște oameni integri. Mai mult de atâta, ei au fost cei care au gestionat până acum problemele județului. Unul de la PNL, de la vechiul PNL, altul de la vechiul PDL. Păi ce garanție avem noi că în continuare lucrurile se vor schimba și vor merge bine și nu vor merge așa șchiopătând ca până acum? Nu avem nicio garanție și atunci prima condiție în abordarea, componentei, să spun, executive, a fost ca partidele mari să vină cu niște oameni credibili. Pentru că inclusiv votul cetățenilor a însemnat, printre altele, un vot pentru schimbare. Votul pentru Partidul Ecologist Român a fost un vot pentru schimbare și trebuie să luăm în calcul ca atare.